Guvernul a crescut la 2200 de lei plafonul veniturilor luate în calcul pentru acordarea ajutorului social pentru alimente și încălzire. După recalculare, mulți dintre seniori treceau de pragul inițial de 2000 de lei și ar fi rămas fără aceste ajutoare. Marcel Ciolacu i-a liniștit însă și pe pensionarii care au luat cu asalt ghișeele în ultimele săptămâni, îngrijorați de recalculare. Citez: nimeni nu se va atinge de banii lor, este declarația făcută în urmă cu foarte puțin timp de premierul Marcel Ciolacu. În cazul tichetelor sociale pentru alimente, creștem limita de venituri de la 2000 la 2210 și pentru pensionarii care beneficiază de compensare cu 90% a prețului de referință a medicamentelor, majorăm plafonul de venit de la 1830 la 2020 pe lună. Prima urgență a coaliției PSD-PNL este dezbaterea în regim de urgență a proiectului de lege privind majorarea plafonului de impozitare și a pensiilor la 3000 de lei. Adoptăm un proces accelerat acest proiect și dăm astfel timp caselor de pensii să pregătească sistemul pentru a aplica decizia din 1 octombrie. Toți cei care în urma recalculării au decizii cu pensii majorate să aibă certitudinea că această decizie nu mai poate fi anulată și îi asigur că nimeni nu se atinge de banii lor.